Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Germania va trimite cel mai modern sistem de apărare aeriană, IRIS-T, în Ucraina, a declarat miercuri cancelarul țării. În următoarele săptămâni, vom furniza noi arme. De exemplu, guvernul german a decis recent că vom furniza sistemul IRIS-T, cel mai modern sistem de apărare aeriană pe care îl are Germania. A spus Olaf Scholz în timpul unui discurs în Parlamentul Germaniei, acest lucru va permite Ucrainei să protejeze un întreg oraș de atacurile aeriene rusești. A spus el, evoluția vine în momentul în care oficiali înalți ai administrației americane au confirmat marți reporterilor că Statele Unite vor trimite Ucrainei sisteme de artilerie de înaltă mobilitate, cunoscute sub numele de HIMARS, ca parte a celui de-al 11-lea pachet de asistență de securitate al țării în anumit context. Germania a rezistat inițial solicitărilor de a furniza armament Kievului, fiind de acord doar să ofere ajutor umanitar și echipament medical. Această abordare a fost în conformitate cu politica de decenii a Germaniei de a nu furniza armele tale zonei de criză. La sfârșitul lunii aprilie, Germania a fost de acord să livreze tancuri antiaeriene Ucrainei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.